Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Mă gândeam la cuvântul Domnului din Matei, capitolul 17. Într-o împrejurare, Petru a luat cuvântul și a zis: Doamne, este bine să fim aici. Și dacă vreau să fac 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Întrebarea mea în dimineața aceasta: este bine să fii în casa Domnului? Amin. Iubiți frați și surori, e un har să fii în casa lui Dumnezeu, în vreme de pace și liniște, să asculți făgăduințele Domnului pentru tine, familia ta, pentru lucrarea lui Dumnezeu și în vremurile care urmează, indiferent de felul cum vor fi, să ai încrederea: este Domnul cu tine. Îmi place de ucenici, spunea așa de frumos Petru: e bine să fim aici și să facă Domnul să fim totdeauna în prezența Domnului. Mă uitam și la acești doi oameni mari care se vorbește cuvântul Domnului și se citea despre Ilie. Îmi place experiențele pe care le-a avut acest om cu Domnul și cu Dumnezeu și spune în capitolul 17 din 1 Împărați, versetul 1, Ilie Tishbit, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, a cărui slujitor sunt, căci în anii acestea nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și a fost acel cuvânt pe care l-a rostit Ilie în fața împăratului Ahab al lui Israel și Dumnezeu l-a împlinit. Vine Domnul și vorbește cu el și spune: pleacă de aici, îi spunea cuvântul Domnului, îndreaptă spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului, vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Și dimineața și seara veneau acești corbi și îl hrăneau pe Ilie. Măcar că Ahab l-a căutat peste tot, cerea din împărăție împărăție să jure, căci nu este acolo și nu l-au văzut. Domnul l-a ascuns pe Ilie și n-a îngăduit să îi se întâmple nimic. Apa asigurată și hrana era dată. Facă Dumnezeu și în vremurile care vin, chiar dacă vor fi momente de foamete, chiar dacă vor fi momente de greutate, să fie ocrotirea Domnului și cuvântul Domnului să ne vorbească și atunci. De aceea e un har în vreme de libertate să vorbească Domnul, să ne spună ce avem de făcut ca să fim ocrotiți în vremurile care vin. Spune cuvântul: când lucrul acesta a încetat, a secat acel pârâu, îi spunea cuvântul lui Dumnezeu să meargă la Sarepta. Acolo era o văduvă care îi va purta de grijă și din acea făină puțină care o avea anuală, a făcut Domnul și acel puțin un de lemn din ulcior să fie mulțite și a hrănit și acea văduvă și fiul ei și a trăit și Ilie, pentru că Domnul a știut să poarte de grijă. Îmi place situația când la un moment dat spune cuvântul Domnului, îi spune lui Ilie: mergi și arată-te lui Ahab. Și în momentul când s-a arătat, a cerut atunci lui Ahab acea experiență pe care să o aibă Israel și când erau pe muntele Carmel. Era făcut acel altar în care trebuiau preoții lui Baal să ceară focul să fie trimis din cer peste jertfa care era acolo pusă și nu s-a întâmplat nimic. Dar spune cuvântul Domnului, spre seară, a luat 12 pietre, a făcut acel altar, a adresat altarul Domnului, a pus jertfa pe altar, au pus acele vadre de apă peste jertfa care era și șanțul care era în jurul altarului s-a umplut de apă. Spune cuvântul, s-a repetat de 3 ori câte 4 vedre, aproximativ la 360 de litri de apă. Și s-a rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu a trimis foc din cer, jertfa s-a mistuit și apa a fost subtă toată, a mistuit și pământul și pietrele unde era și au putut cunoaște atunci Israel care este adevăratul Dumnezeu. Întreb, iubiții mei, prin harul care îl avem, că Domnul lucrează, Domnul vorbește, pot să ai încredere cu adevărat în Dumnezeu cel viu? În momentele în care apar atâtea clătinații și atâtea îndoieli și oscilații, să ne dea Dumnezeu putere să avem încredere în Dumnezeul cel viu. Spune cuvântul Domnului, apoi s-a rugat și a fost acele 7 repetate rugăciuni care a stat înaintea Domnului să dea de nou ploaie și dintr-un nor cât o palmă, dintr-o dată s-a umplut cerul și a început să bată vântul și a plouat așa de bine încât seceta s-a terminat. Și mai mult decât atât, spune versetul 4-6 din capitolul 18, mâna Domnului a venit peste Ilie și a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel.
Îs aproximativ, așa ce am sesizat, vreo 160 de kilometri. Când a venit Duhul Domnului, alerga mai tare decât carul în care era Ahab. Și așa de mult îmi place la un moment dat, un alt moment, când era urmărit acest proroc de alt împărat, pentru că a ieșit înaintea solilor lui și a spus cuvântul lui Dumnezeu și era de pedeapsă pentru că n-a întrebat pe Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului că atunci când Ahazia îl urmărea, a trimis 50 de oameni, o căpetenie peste 50 cu oamenii lui, să-l aducă la el. El a spus, dacă sunt omul lui Dumnezeu, să coboare foc din cer. Și au fost nimiciți acei oameni. S-a repetat a doua oară și a treia oară, omul acela l-a rugat și spune cuvântul, versetul 15, de Doi Împărați, capitolul 1. Îngerul Domnului a zis lui Ilie, coboară-te împreună cu el, n-ai nicio frică. Ilie s-a sculat și s-a dus cu el la împăratul. Și au fost acele experiențe și putem continua până la momentul în care, așa de frumos spune cuvântul Domnului, Dumnezeu l-a luat acasă. Și în momentul în care se uita Elisei, spune cuvântul lui Dumnezeu și striga versetul 12 din 2 Împărați, capitolul 2, carul lui Israel și călărimea lui, și nu l-a mai văzut, apucându-și hainele, a sfâșiat în două bucăți, cu un vârtej de vânt l-a înălțat pe Elie și a plecat acasă la Dumnezeul care l-a slujit toată viața lui. E frumos să te uiți la experiențele care le au alții și la felul de plecare care le au. E frumos ca să ai experiența cu Dumnezeu și finalul frumos în care te întâlnești cu Dumnezeul care l-ai slujit. Dar au fost momente, iubiții mei, în care acest om a avut starea lui de desnădejde, de descurajare care a venit peste el. Și așa de interesant spune cuvântul Domnului aici. Când a primit vestea aceasta, Izabela a făcut aceeași juruință că cel va omorâ și în ziua următoare altfel se va întâmpla cum a făcut cu preoții lui Baal. A venit frica peste Elie. A fugit, spune cuvântul Domnului, până la Berșeba, aproximativ 25 de kilometri. L-au lăsat acolo pe slujitor, după o cale de zi în pustiu. Spune că s-a așezat sub nenupăr, ostenit și obosit. După frica care era că îl urmărește Izabela, a cerut ca Domnul să ia viața. Și așa de interesant spune destul, acum, Doamne, ia în sufletul că nu sunt mai bun decât părinții mei. Și a dormit acolo și a venit îngerul Domnului, l-a cercetat și a dat să fie hrănit. Iubiții mei, m-am uitat la un om în care a avut experiențele frumoase cu Domnul. Le-am enumerat ca să vedem cât de frumos l-a călăuzit Dumnezeu. Dar a fost momente în care el a ajuns în starea deznădejde și descurajare din pricina presiunilor, amenințărilor. S-a temut și a început să se clatine în încrederea în Domnul. Și întrebarea mea în dimineața aceasta, dragi ascultători, care-i starea cu care ai venit înaintea Domnului? Domnul ne spune că vrea să fim în părtășie cu El. Domnul ne spune că vrea să aibă experiențe frumoase cu noi. Domnul ne promite și ne face făgăduința punerii sub adăpostul și ocrutirea Lui în vremurile care urmează. Domnul vrea să finalizăm viața pe pământ cu El și ne-a pregătit mântuirea, viața veșnică, să moștenim cerul împreună cu El. Astea sunt făgăduințele care le are Domnul. Care-i starea care o ai ca să poți să trăiești cu Domnul în stările acestea, să ai experiență și fel de călăuzire a lui Dumnezeu, ca finalul să fie unul bun și să te bucuri de alergarea ta pe pământ? Dacă în dimineața aceasta avem și noi anumite stări de deznădejde, anumite stări de descurajare, poate vine uneori frica și ne cuprinde panica, îngrijorarea și frământarea la ceea ce urmează, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, pot să spunem și a făgăduințelor lor, Dumnezeu rămâne același, indiferent de situațiile care urmează, indiferent de desfășurarea lucrurilor, Dumnezeu este același că rămâne alături de cei ce sunt ai Lui. În stările noastre de om, de slăbiciune care le avem, dar datoria noastră a schimba starea aceasta ca să fim din nou în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să poată să-și desfășoare planul Său de lucrare cu fiecare dintre noi și în finalul vieții noastre, mântuirea noastră și a familiilor noastre.
ne îngrijorăm, se vorbea de familie. Așa de mult ne gândim la copii, la situațiile care vor veni și lucrurile acestea aduc atâta frământare, atâtea mame care se îngrijorează. Mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă, într-o seară îmi spunea soția, îndurerată după anumite mesaje care se spuneau de anumite lucruri care vin, fiind însărcinată, erau mai mulți copii, oare nu mă interesează, spunea ea, de ceea ce mi se întâmplă și ce am să trec, ce se va întâmpla cu acești copilași pe care Dumnezeu le dă, cum pot eu să mă ocup de ei și ce pot eu să fac pentru ei. Și sunt dureri, sunt frământări, sunt încercări și lucruri care uneori ne clatină credința, uneori ne fac să nu avem încredere în ceea ce Dumnezeu promite. Dar m-am uitat în Sfânta Scriptură și așa de interesant vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Spune în Genesa, în capitolul 47, un moment în care treceau oamenii de atunci printr-o criză financiară, într-o criză în care era o foamete foarte mare. Spune cuvântul Domnului când stătea Iosif de vorbă cu poporul din Egipt. Spune, v-am cumpărat, versetul 23, azi cu pământurile voastre pentru faraon, iată vă dau sămânță ca să puteți semăna pământul. Versetul 25, ei au zis, tu ne-ai scăpat viața, să căpătăm trecere înaintea Domnului nostru și vom fi robi al lui faraon. Au ajuns acel popor, țările Canaanului se sufereau de foametea care era. Oamenii aceștia s-au vândut cu pământurile lor, cu tot ce aveau, ca să poată trăi ei și familiile lor. Dar spune cuvântul Domnului în 27 despre familia lui Iacov, despre Israel. A locuit în țara Egiptului, în ținutul Gosen. Ei s-au înstărit, au crescut și s-au mulțit foarte mult. Paradoxul care a rămas în mintea mea, când alții s-au vândut robi, când n-au mai avut nimic, când alții au murit de foame, a fost un Dumnezeu care a făcut o făgăduință lui Iacov. Când spunea versetul 2 din capitolul 46, Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și a zis, Iacove, Israel a răspuns, iată-mă, Dumnezeu a zis, eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău, nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi coborâ cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosef îți va închide ochii. A fost o promisiune pentru omul acesta, cu făgăduința în viitor a familiei lui, că Dumnezeu va lăsa ocrotirea peste casa lui și ceea ce Dumnezeu a promis, în ciuda conjuncturilor și a situațiilor care erau atunci, Dumnezeu și-a ținut promisiunea și a împlinit-o. A avut hrana care le-a trebuit-o, a avut un loc bun în țara respectivă și a făcut Dumnezeu să fie înmulțirea lor. Acesta e Dumnezeu care poartă de grijă și în momentele în care nu vor mai fi resurse materiale sau financiare, pentru că Dumnezeu de-a lungul timpului și-a ocrotit copiii lui. Îmi povestea bunica mea în experiențele care au avut-o în momente în care a trăit și ea prin sărăcie. Spunea ea, am avut un pumn de făină, de porumb să putem să ne hrănim. Și la un moment dat în lada în care țineam făină am văzut că este numai puțin. Dar m-am rugat lui Dumnezeu, spunea ea, trimiteam în fiecare dimineață una din fete să măture lada și să ne aducă să facem mâncarea respectivă pentru ziua respectivă, acea mămăligă. Și spunea, n-am mai avut cu ce să cumpăr, dar m-am rugat lui Dumnezeu și până am luat salarul, Dumnezeu a mulțit făina. A făcut Dumnezeu atâtea intervenții în dreptul altora și sunt multe minuni care le puteam povesti. Spunea tatăl meu, în vremea de foamete care a fost după al doilea război mondial, au fost momente în care ieșeau oamenii la pădure și mergeau, culegeau ciuperci, după masă mergeau alții și au fost ciuperci cum n-au mai fost până atunci nici după aceea, nu-și aduce aminte, că Dumnezeu i-a hrănit pe cei ce sunt ai Lui. Iubiții mei, încrederea mea este în Dumnezeu și în făgăduințele care Domnul le face. Putem vedea alte situații grele în care spune la un moment dat
în Exod, cuvântul lui Dumnezeu, când erau acele legi date lui Israel, orice copil de parte bărbătească să fie omorât și aruncat în Nil. Dar au fost doi părinți, au fost acei oameni temători de Dumnezeu și l-au ascuns pe Moise timp de 3 luni. Apoi au făcut acel coșuleț care era uns cu acea smoală, l-au pus pe Nil și l-au încredințat în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut acea persoană, fiica lui Faraon, care să-l ia, să-l dea în grijire mamei și apoi a plătit pentru el. Că Dumnezeu are în vedere fiecare copil. Când stau în încredințarea și spunea cuvântul Domnului, s-a uitat și a privit prin credință în evrei. Și atunci nu s-au supus legilor de atunci. Și Dumnezeu l-a făcut cel mai mare om din Israel, care a scos pe Israel din Egipt, în țara Canaanului. Iubiții mei, în ciuda tuturor legilor care se vor da, știu că este un Dumnezeu care veghează și va purta și va lăsa ocrotirea copiilor noștri. În ciuda tuturor învățăturilor și presiunilor, acest om a învățat ceea ce trebuia să știe din legea care era dată pentru ei, din învățăturile și felul de a sluji pe Dumnezeu. Mama lui a pus cuvântul. Amintea așa de frumos cuvântul Domnului prin fratele Andrei. Semănați cuvântul lui Dumnezeu. Faceți-vă timp pentru lucrul acesta. Întrebarea e dacă punem în practică sau nu. A ajuns Moise la maturitate. A mers să-și vadă frații lui pentru că îi cunoștea. Măcar că a trăit la palat. Dar a fost pus sămânța din inima lui în copilărie și sămânța aceasta a încolțit peste ani. Măcar că uneori nu vedem sămânța care e semănată în inima copiilor, dar peste ani Domnul poate cerceta și să lucreze ca să lase îndurarea lui. Așa de interesant spune cuvântul, la un moment dat în Ieremia vorbește Sfânta Scriptură o altă situație prin care a trecut Israel și spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 39, când vorbește cuvântul Domnului, o vreme de război care a venit peste Israel și spune cuvântul Domnului căci a cucerit Ierusalimul, a fost dărâmat și spune cuvântul Domnului căci au fost luați în robie, dar cuvântul Domnului spune în versetul 10 din Ieremia 39, Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a lăsat în țara Iuda pe unii din cei mai săraci din popor, pe cei ce n-aveau nimic și le-a dat atunci vii și ogoare. Cum poate Dumnezeu lucra într-o cetate dărâmată și totul a fost dus? Au fost oameni care n-au avut nimic, cei mai săraci, și au avut și vii și ogoare. Pentru că Dumnezeu și în vreme de război știe să poarte de grijă celor ce se încrede în El. Iubiții mei, e o vreme în care presiunile sunt tot mai mari și sunt atâtea învățături stricate care apar, atâtea erezii care sunt în poporul Domnului chiar și caută să pătrundă, sunt atâtea nelegiuiri care se întâmplă, dar așa de mult îmi place o situație tot din Israel în care vorbește cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Când tinerii fiii lui Eli se făceau vinovați la intrarea în casa, la curțile cortului întâlnirii, când ei păcătuiau, nesocoteau jertfele, spune cuvântul versetul 26, tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Unii și-au tras nenorocirea și blestemul, dar au fost un tânăr care a trăit în frica de Domnul și a ajuns un proroc și un judecător în Israel. Știți că totul depinde de noi. Făgăduințele le avem, promisiunile sunt. Noi să ne facem partea. Și atâta timp cât noi vom rămâne în ascultare, Dumnezeu rămâne credincios făgăduințelor. Avem garanția cuvântului lui Dumnezeu, a făgăduințelor care se fac, și Dumnezeu să mărească încrederea noastră și să ne dea puterea de ascultare de cuvântul Lui ca să facem ceea ce ne cere Domnul. Îmi place de lucrul acesta,
se amintea de familie și vreau să amintim. Avem legământul care trebuie să-l păstrăm cu Domnul și să verificăm fiecare dintre noi legătura cu Domnul. Avem legământul făcut între soț și soție și dacă sunt lucruri care suntem necredincioși, cum spunea în Maleahii, să ne cerem iertare Domnului și avem încrederea aceasta că dacă eu sunt plăcut Domnului, Dumnezeu rămâne în casa noastră. Frați și surori, spune cuvântul Domnului în textul în care a fost citit. Am văzut purtarea lui Dumnezeu de grijă, dar stările acestea care apar, uneori s-ar putea să ne copleșească și pe noi. Sunt stări de descurajare, de deznădejde care vin. Sunt anumite intimidări din partea celui rău, dar vrem ca să putem în dimineața aceasta, sub lumina cuvântului Dumnezeu, a încredere în făgăduințelor Lui, să ne apropiem și să ieșim biruitori. Așa de interesant spune cuvântul Domnului, când s-a apropiat acel înger și el dormea, spune cuvântul Domnului, l-a atins și a spus, scoală-te și mănâncă. Starea lui era de epuizare și a adormit. Se întâmplă în vremea aceasta și dureros. Spun și alți slujitori lucrul acesta. Starea de apatie care a venit peste biserică e ceva mai accentuată ca înainte de pandemie. Cu toții ne-am așteptat după vremea restricțiilor să iubim mai mult și să prețuim mai mult părtășia și a sta în casa Domnului. Au fost acele momente în care am fost îndemnați ca să avem părtășia în casele noastre și credeam, cel puțin eu, căci vom fi mai atenți să ne unim și să fie unitatea în casă și să ne rugăm mai mult, având în vedere vremurile care vin, să putem fi conștienți de ce se întâmplă, în timpul care îl avem de libertate să venim mai mult la adunare, să fim mai buni și în unitate cu frații. Ceea ce realizăm și constatăm dureros, relația s-a răcit tot mai mult, dorința de a veni la casa Domnului tot mai slabă și părtășiile în familii scad. Dar aici spune cuvântul Domnului, atunci a venit îngerul Domnului, l-a deșteptat și a spus, scoală-te și mănâncă. Ceea ce vrea Domnul să ne vorbească și nouă astăzi, ne-a vorbit prin Duhul Sfânt, ne vorbește și prin cuvântul Său, prin Sfânta Scriptură, scoală-te și mănâncă. Dacă sunt stări de ațipire, de adormire, am lăsat lucrurile spirituale și nu mai este așa de mare dorința de a citi cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește cuvântul Domnului și spune în Matei, în capitolul 4, atunci când se spune despre ispitirea Domnului Iisus Hristos și spunea că era foame, poruncește că aceste pâini, pietre să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aici l-a deșteptat îngerul pe Elie și a spus, mănâncă. Cuvântul lui Dumnezeu este o hrană pentru noi, amin? Cât suntem de atenți atunci când se predică la adunare? Cât suntem de atenți să citim cuvântul Domnului și să ne hrănim cuvântul Domnului? Este cu adevărat o hrană, amin, pentru sufletele noastre. Apoi vine cuvântul Domnului și vorbește în Ioan. În felul următor, când face referirea Domnului și vorbește la femeia cananeancă și spune cuvântul Domnului, versetul 14, oricui va bea din apa pe care i-o dau eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Stând în părtășie cu Domnul, prin revărsarea Duhului Sfânt, răcorirea sufletului meu e ceea ce pot să mă adapt și să răcoresc sufletul când stau înaintea Domnului în rugăciune, când plâng înaintea Lui, când mi-aduc poverile și mă despovăresc, când las îngrijorările, Domnul răcorește sufletul și împărtășie cu Domnul acel râu de viață care curge noi, să lase Domnul peste fiecare. Dar interesant a fost această intervenție a îngerului. A mâncat și a băut și apoi spune cuvântul Domnului că ce a adormit, s-a culcat din nou și a adormit din nou Ilie. Frații mei,
Sunt momente de cercetare care le face Domnul în dreptul fiecăruia dintre noi. Sunt momente în care Domnul lucrează în bunătatea harului său și ne vorbește în îndurare. Din nou cădem în ațipire. Eu mă întreb, dragii mei, din cei ce suntem prezenți aici sau aud cuvântul Domnului, câți dintre noi le-am luat hotărârea în familiile noastre să se facă părtășii? Câți ne-am luat hotărârea de a citi cuvântul Domnului mai mult? Ne-am luat hotărârea de a sta în rugăciune înaintea Domnului mai mult? Dacă o facem, slăviți să fie Domnul. Dacă nu, să fim atenți să facem lucrul acesta. Dar dacă ne-am mai luat hotărâri și am adormit din nou, cuprinși de toate activitățile și iureșul care este în fiecare zi, din nou Domnul spune că i-a vorbit lui Ilie, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. Aceasta a doua intervenție a îngerului i-a explicat lui Ilie, drumul ce stă înainte e prea lung. Frații mei, nu degeaba vorbește Duhul Sfânt, e o vreme a îndurării și a bunătății, puțini sau chiar foarte puțini au seama să ne pregătim pentru vremea care urmează. Drumul care ne stă înainte e prea lung, e prea greu pentru noi și dacă n-ar fi îndurarea Domnului ca să ne hrănească, să mărească măsura de putere, nu vom rezista în vremea ce urmează. Cred, iubiții mei, erau atâtea mesaje în care Domnul vorbea, ceața se va lăsa peste popor tot mai mult și va veni o vreme în care a lua decizii nu mai știau cum să le ia. Va fi o confuzie așa de mare peste popor, anumite stări tensionate care apăreau și gândiri diferite în felul de acțiune. Era un alt cuvânt în care spunea Domnul, răceala aceasta se va lăsa și puțini vor fi care vor fi protejați, doar cei ce au stat înaintea Domnului. Domnul ne vorbește prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Să luăm seama să ne hrănim. Dacă am fost activi și am adormit, să ne dea Dumnezeu putere să fim din nou activi și să putem să ne hrănim. Spune cuvântul Domnului cu mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Așa de mult mi-aș dori, frații mei, prin hrănirea care ne dă cuvântul, să putem străbate toate vremurile care vin până ajungem în ceruri la Domnul. Dar să facă Domnul până ajungem acasă, să fie momente în care să ne putem răcori sufletul în prezența lui Domnului. Acest Ilie a ajuns acolo și a stat de vorbă Domnul cu el. E nevoie uneori, iubiții mei, în cursul lucrurilor, a drumului până în veșnicie, să fie momente în care să ne ridice Domnul pe înălții, să stea Domnul de vorbă cu noi personal și să dea întărire. Și dacă vom ști să facem ceea ce Domnul a promis, ne-a spus și ne-a cerut, El va împlini ceea ce a promis și va lăsa și aceste momente de cercetare și har. Frați și surori, spune cuvântul Domnului că a ajuns acolo și are o referire aici cuvântul și spune, Domnul l-a întrebat astfel, ce faci tu aici, Ilie? Și începe Ilie să-și răspundă și spune versetul 10, el a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Dacă te va întreba Domnul astăzi, că este un loc în care Domnul lasă cercetarea lui, amin? Și te întreabă, ce faci tu aici? Ce putem noi răspunde Domnului? Suntem sau am fost plin de râvnă? Sau n-am fost plin de râvnă? Domnul vrea să vedem care e starea noastră. Care e râvna care o ai pentru Domnul? Care e dorința cea sinceră de a-L sluji pe Domnul? Spune cuvântul, am fost plin de râvnă, dar, spune cuvântul mai departe, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale, au ucis cu sabia pe prorocii tăi, au rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Îi spune lui Dumnezeu ceea ce l-a păsat, frământarea, durerea, povara lui, ceea ce îl chinuia pe el și frica, aceea teama care o avea. Și Domnul nu răspunde nimic și doar dă răspunsul, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Frații mei,
Sunt momente în care râvna ne scade. Ne poticnim în anumite situații și în legăturile care le avem cu frații și surorile noastre. Și începem să-i spunem: Domnule, am fost plin de râvnă, Doamne, dar din cauza cutare sau din cauza problemei respective sau din cauza situației, nu mai pot. Și Domnul ne vorbește: stai pe munte înaintea Domnului. Spune cuvântul că ce a trecut Domnul pe, înaintea Lui, nu mă opresc la ceea ce spune că a trecut vântul cu tremurul și focul, dar spune că ce a venit un susur blând, Ilie și-a acoperit fața cu mantaua și din nou îl întreabă Domnul: ce faci tu aici, Ilie? Și el răspunde la fel. Ce mi se pare interesant, Dumnezeu nu îi răspunde la nimic din ceea ce a spus, ci spune ce are de făcut. Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc și unge ca împărat pe Hazael al Siriei, pe Jehu al lui Israel și pe Elisei ca proroc în locul tău. Fraților, când ne scade râvna și nu mai vrem să lucrăm, te superi dacă Domnul spune să pui pe altul în locul tău? Știți că uneori s-ar putea Dumnezeu să ne asculte o dată, de două ori și taci. Și dacă noi chiar nu vrem să lucrăm, are Domnul pe altul. Să ne ajute Dumnezeu să putem să fim plini de râvnă. Un alt lucru care se sesizează în ceea ce se plângea Ahab, se uita la Israel și spuneau: toți l-au părăsit pe Domnul, numai eu îl slujesc. Și se vedea atât de singur Ilie și spunea așa de interesant: numai eu am rămas din Israel, toți ceilalți l-au părăsit, au călcat legământul tău și chiar mă prigonesc, vor să-mi ia viața. Și Domnul tace și prima oară și a doua oară. Și apoi răspunde pedeapsa care vine, că era îndurerat, era mâniat Dumnezeu. Dar spune: voi lăsa în viață 7.000 de bărbați. Întotdeauna când crezi că ai rămas singur și numai tu ești și celălalt s-a depărtat, are Dumnezeu oameni. Să nu crezi că tu ești singurul bun sau eu sunt singurul bun și restul toți sunt păcătoși. Dumnezeu întotdeauna a avut și va avea oameni. Spunea odată Domnul, în anumite conjuncturi când mă frântam cu anumite vremuri, și spunea: niciodată n-am fost lipsit de o rămășiță care să-mi poarte numele. Am avut mesajul acesta prin fratele Mitică Franciuc. Și spunea: nu te frământa de ce urmează și ce va fi, ci frica ta e să te temi de Domnul, că Domnul va ocroti pe cei ce sunt ai Lui. Un lucru știu, iubiții mei, dacă eu slăbesc și nu mai vreau să-L slujesc pe Domnul, am piedicile și obstacolele mele, am justificările mele, înaintea lui Dumnezeu nu sunt valabile. Întotdeauna Dumnezeu are oameni și eu știu că El lucrează. Facă Dumnezeu să rămână unitatea. Și dacă uneori apare starea aceasta singurătății și a izolării, să ne vedem că numai noi suntem buni și ceilalți nu, să ne dea Domnul putere să fim împreună cu slujitorii. Îmi place așa de interesant, spune cuvântul Domnului, la Berșeba și-a lăsat acolo slujitorul ca să nu moare împreună cu Ilie. M-am gândit, a fost o anumită comuniune între acest slujitor și Ilie. A văzut experiențele lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Dar în momentul acela de criză, când știa că e amenințat și urmează să ia viața, mă gândesc că s-a gândit acest slujitor: poate mor și eu împreună cu Ilie, ai bine să fugă și eu îmi văd de treabă. Știți că să ne uităm uneori la oameni, iubiții mei, și ne facem anumite țeluri, anumite modele care le luăm. Sunt oameni, toți suntem oameni. Și avem momentele noastre de oscilare. Și atunci când se clatină un om, așa repede ne lăsăm de a sluji pe Domnul. Dacă și ei se clatină, măcar eu să-mi văd de treabă. Frații mei, oamenii se clatină că sunt oameni. Cei care rămân încredințați în Domnul, Dumnezeu îi va mântui și va lucra cu ei. Fiecare dintre noi avem anumite slăbiciuni și clătinări ale noastre, dar privirea mea întotdeauna să fie în Domnul. Dar îmi place un lucru aici, cuvântul Domnului relatează în capitolul următoare. A spus să-l pune pe Elisei ca proroc în locul lui. Și a fost momentul când Domnul vrea să-l răpească pe Ilie la cer. Și spune cuvântul că Ilie tot a insistat de: rămâi aici că mă duc dincolo, rămâi aici că mă duc dincolo. Și el spunea: viu este Domnul, că nu?
te voi părăsi. Îl anunțau ceilalți și spuneau, vezi că Domnul va răpi pe stăpânul tău. Și spunea, da, știu, dar tăceți. Și la un moment dat, înainte de a pleca, Elie spune, cere-mi un lucru și o să-l dau. Și spune, dă-mi, vreau să-mi dai o măsură îndoită din puterea care a avut-o. Și spune, greu lucru cer, dar dacă vei vedea, se va întâmpla. Avem momente când trebuie să fim împreună cu frații și surorile noastre. Trăind lângă oameni care sunt slujitori al lui Dumnezeu, au o măsură mai mare de putere. Ai și anumite beneficii. Viața va căuta întotdeauna să ne despartă de slujitorii Domnului. Întotdeauna rămâi aproape de cei ce-L iubesc și îl slujesc pe Domnul și Domnul se folosește de ei. Pentru că vine vremea când trece o generație și Domnul trebuie să ridice alta. Fii printre cei ce duc cuvântul Domnului mai departe. Rămânând în ascultare, rămânând în comunicare, Dumnezeu va face întărirea și ridicarea oamenilor care să vină ulterior. M-am uitat când spune, pune-l pe Elisei în locul tău. Mă gândesc uneori, mi se pare că Domnul ne ia în făgăduințele care le face și ne întărește cu putere și ne ridică și vine deodată. Dar apare o situație aici când, la un moment dat, erau împărații, în capitolul 3 din 2 împărați, Iosafat întreabă, nu este niciun proroc a Domnului prin care să putem întreba pe Domnul. Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns, este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Omul acesta a fost un slujitor un timp, a fost smerit, dar și-a înțeles chemarea. Știți că uneori Domnul ne cheamă la smerenie și să putem să rămânem în ascultare. Noi vrem ca Domnul să lucreze cu noi într-un mod deosebit sau să aibă planul Lui, dar suntem dependenți de a trăi în unitate și să fim smeriți în ascultare. În urma ascultării lui Elisei, Dumnezeu l-a ridicat. Îmi repet gândul acesta, iubiții mei, puterea pe care o dă Domnul și Duhul Sfânt nu va fi de unul singur, tot împreună cu frații. Pentru că așa e felul lui Dumnezeu de lucrare. Cei ce sunt aici, rămân cu Domnul, Dumnezeu întărește, ridică și îmbărbătează. Și Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți. Eu închei, iubiții mei. Amintesc doar ceea ce vorbeam despre Elie, un om care a văzut experiențele Domnului și aș vrea să le avem fiecare în viața noastră. Un om care a avut și oscilația lui, descurajarea lui, partea umană care s-a văzut. Dar a venit Domnul și l-a ridicat. Elie a ascultat. Fii și tu ascultător și să fiu și eu, ca să intru în făgăduința și binecuvântarea Domnului. Și dacă din nou vine ațipirea peste noi, să ne dea Dumnezeu putere să depășim stările acestea. Pentru că vremea care urmează va fi o vreme grea, dar slujirea e împreună, în ascultare și în supunere. Nu de unul singur, ci împreună. Dumnezeu face creșterea noastră, face investirea noastră și umplerea cu putere să rămânem în ascultare. Amin.